Botoșanul este pe poziția 11 cu 13 puncte și a câștigat o singură dată în ultimele 10 etape, în timp ce Astra Giurgiu este penultima cu doar 9 puncte. Lui Porto, Hugo Souza. Iulian Călin este arbitrul acestui meci. Iulian Călin asistat de Florin Neacșu și de Ciprian Danșa. Interesant este că Iulian Călin este la 4-a partidă consecutiv, 8 goluri de când a venit la Botoșani din 2017 și peste 20 de asisturi. Iată-l din nou pe Rodriguez. Alma Vas așteaptă Rodriguez. Balon respins în transversală de Lazar. Acum din nou găsit perfect între linii Târcoveanu, pasă la Keita, 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 Lazar, neverosimil, e drept că trage pe el Keita, dar are un reflex de portar de hockey sau de handball, mai degrabă de hockey, excepțională intervenția lui David Lazar. Acesta este momentul, o pasă excelentă, un dribling și iată-l pe Lazar. Incredibil, poate aici, de aici cred că ne vom vedea mai bine. Da, este mută mâna, nu-l lovește mingea. Este o paradă neverosimilă. Rodriguez, pasă excelentă pentru Târcoveanu. Târcoveanu, Keita. Încă o dată apare acolo Lazar. Keita așteaptă Alma Vas. Alma Vas apără Lazar. Extraordinar. Toți colegii vin să-l îmbrățișeze. Lazar este omul care o ține pe Astra în joc. La cum arată apărarea lui Neagoe, e prăpăd dacă tehnicianul nu se gândește să facă repede vreo schimbare. Nu-mi dau seama ce soluție are. Din câte văd eu, nu prea are. Oamenii care sunt pe bancă, Azulai, Vutric, Merloi, Romario Moise, Balaure, Montini și Riza sunt jucători ofensivi, cu excepția ultimului. Montini a fost golgheterul lui Dinamo. Centrare care, după părerea mea, a ieșit prin afara careului, dar este gol marcat de Montini la câteva secunde după ce apare pe teren. Matia Montini la primul lui gol în Liga 1 pentru Astra. Excepțional moment. Cât de încântat trebuie să fie Neagoe. 1-0 în minutul 55. Ce nedrept e fotbalul. Dacă nu, cumva mingea iese prin spatele porții. Oh, greu de spus. În orice caz, nu-l înțeleg aici pe Pap. Poartă și el o mare parte de vină. Treaba să fie acolo, lângă colțul scurt. El se gândea că va fi au de poartă. Nu s-a întâmplat așa și ia un gol, după părerea mea, parabil. 1-0 pentru asta. 2016 și 2016-2017. Atunci când echipa a-și câștigat titlul, dar, hei, iarăși Hens. Hens clar, iarăși la Dima. Cum nu? Da, e penalti, este decizie logică a lui Iulian Călin. În sfârșit o decizie bună. Nu este offside aici. Alma Vas se sucă excelent, centrează și cu mâna depărtată de corp, Dima blochează balonul. Elan destul de mare a lui Keita. Keita, fără emoții, 1-1. Minutul 69, rezultatul evident. Meciul se termină. Botoșani Astra 1-1.